Domnule Simion, ca un comentariu la finalul alegerilor prezidențiale. A fost o campanie lungă, acum suntem în plină adunare a voturilor. Le centralizăm să vedem câte voturi am scos la nivel de județ. Ați văzut că în sondajele naționale suntem peste 6%. Un scor, zic eu, care pasează partidul nostru într-o zonă foarte bună. Arătăm că suntem constanți și suntem în creștere. Pentru mine e important ce scor politic voi scoate pe județ la nivel de Bistrița Sud. Vedem mâine rezultatele finale. Ok. Infrastructura dumneavoastră cum a funcționat? Oamenii din secții? Foarte bine. Vedeți, aici am un birou 7 persoane la centralizarea voturilor și suntem cu mine 8. Oamenii transmit mesaje. Este prima dată când avem oameni în secțiile de votare. Vreau cât mai repede și în timp real să transmite și la București datele. Scorul până la ora actuală este sub așteptări, este peste așteptări? Deocamdată ne poziționăm între poziția 3 și 4 la nivel județean. Noi suntem deja pe locul, pe poziția 4 la nivel județean. Sper că după aceste alegeri să mai urcăm un pas. Vedem. Și în ce privește filiala județeană în comparație cu celelalte filiale la nivel național? Nu știu, că nu s-au centralizat voturile la nivel județean, nu știu rezultatele celorlalte filiale. Aveați un target pentru alegerile actuale? Mai mult decât ultima dată.